Orașul Gura Humorului a fost puternic afectat de inundațiile care s-au produs de Rusalii. Primarul orașului, Marius Ursaciuc, a făcut o inventariere a pagubelor și a constatat că valoarea acestora se ridică la 6 milioane de lei. În jur de 7 km de drum au fost grav avariați sau rupt, atât în oraș cât și drum european, drumuri forestiere, în jur de 28 de podețe și punți și poduri, cel mai mult în zona Voroneț, colmatări de canale. Una peste alta, la o primă evaluare făcută de Inspectoratul de Stat în construcții și de către noi, vis-a-vis de arhitecții la care am apelat, valoarea acestor pagube se ridică sau depășește 6 milioane de lei. N-am precizat și nu pot să precizez valoarea daun terenurilor agricole, care au fost cu piatră sau cu mâl afectate în suprafață de vreo 18 hectare și cele 58 de case care au fost inundate. Lucru bun este că niciuna structural. Aluviuni și pietriș adusă în curte. Primarul a declarat că angajații primăriei fac eforturi ca să înlăture efectele inundațiilor. Alesul local a ținut să precizeze că cele mai multe dintre structurile de cazare din orașul stațiune sunt deschise pentru turiști. Mare parte din case sunt curățate, le dau câte o mână de ajutor, mare parte din grădini încep să-și reia culoarea inițială și cred eu că foarte curând vom putea să fim la fel de fericit să ne primim oaspeții și în zonele afectate. Țin să menționez că orașul Gura Humorului are funcționale structurile de cazare sau în mod covârșitor, două pensiuni au fost afectate, structurile de cazare, ne primim în continuare oaspeții, puteți să vă bucurați de ceea ce există la Gura Humorului. Pe de altă parte, evenimentele organizate de Zilele Humorului au fost amânate. Luăm o decizie tristă pentru noi și anume aceea de amânare a Festivalului Internațional Umor la Gura Humorului și a Zilelor Orașului pentru o perioadă ulterioară, nu mai mică de 60 de zile și pentru toate contractele care erau încheiate am invocat forța majoră. Sunt convins că toată lumea va fi înțelegătoare și va încerca să fie alături de noi în aceste momente dificile. Și primarii din celelalte localități care au fost afectate de inundații, chiar de Rusalii, încearcă să înlăture dezastrul provocat de Puhoaie. Valoarea pagubelor produse la nivelul județului Suceava se ridică la 60 de milioane de lei. Printre altele, apa a măturat 72 de case. Prefectul Constantin Harasim susține că doar 4 dintre locuințe sunt asigurate. A fost apa până în oblog. Până în oblog. Până în oblog, la graș, o mie vecini, oamenii, eu tot face din graș, le-am dus la vecini în grădină. Acum când plouă, ce simțiți dumneavoastră? Da, dacă mă tem, din asfalt. Aveți camera, casa asigurată? Nu. Deci aveți casa asigurată? Nu. Nu aveți, nu? Păi mult ca valoare sau... Nu, nu. Am fost din voi și trebuie trebuie la casă, cu noi, trebuie, am un bazir, am un soare de primii, dar nu am asigurat. În total, 72 de localități din județul Suceava au fost afectate de inundații. Autoritățile au făcut o estimare a pagubelor și au transmis informațiile la guvern pentru a obține sprijin financiar. Problema va fi dezbătută în ședința guvernului care va avea loc miercuri.